Sensibilitatea și umanitatea medicului față de pacient poate însemna de multe ori mai mult decât actul medical în sine. Și spun asta, doamnelor și domnilor, pentru că în această seară veți urmări o ediție specială cu un invitat special. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu a făcut un pas important. O nouă secție, de fapt departament, impropriu spus secție, a luat ființă și anume departamentul, compartimentul de chirurgie toracică. Și alături de mine în această seară l-am pe medicul chirurg care se va ocupa de noi, de giurgiuveni, doctor chirurg Silviu Vlășceanu. Bună seara, domnule doctor! Sărut mâna, vă mulțumesc, sunt onorat să fac parte din emisiunea noastră de astăzi seară. Mulțumesc telespectatorilor și giurgiuvenilor că mă aflu printre dumnealor și vă sunt la dispoziția dumneavoastră pentru clarificarea tuturor. Sunteți extrem de deschis, așa cum v-am cunoscut, mă bucur că v-am alături în emisiune. Mă bucur că sunteți printre noi giurgiuvenii și sper, Doamne ajută, ca ambulanțele să nu mai fugă și să piardă timp prețioși cu pacienții către București. Pentru că, așa cum am spus în preambulul emisiunii și vă las pe dumneavoastră să dezvoltați, Spitalul de Urgență Giurgiu nu a avut niciodată acest compartiment de chirurgie toracică. Este adevărat, lângă spital nici măcar județul nu a beneficiat de specialitatea chirurgie toracică. Este o specialitate deficitară la nivel de spitale județene. Practic devine din ce în ce mai esențială, dacă aș putea să spun așa, în fiecare județ, deoarece patologia cardio-toracică tratează practic toată partea de torace, tot ce înseamnă traumatisme, cancere pulmonare și tot ceea ce înseamnă pacient cu abordarea a primei cauze de mortalitate la nivel național cât și internațional, mai ales la bărbat. Care este prima cauză de mortalitate? Cancerul pulmonar. Doamne ferește. Da, e neplăcut, dar vom discuta despre asta pentru că sunt chestiuni de viață. Vreau să le spun celor care ne urmăresc. Suntem live și pe Facebook și avem afișat și numărul de telefon pe ecran, astfel încât giurgiuvenii noștri, dar nu numai, pentru că fiind și pe Facebook avem un număr de telefon, oricine poate intra în direct cu noi să ne adreseze întrebări și iată, ne bucurăm de deschiderea domnului doctor și e pregătit să răspundă tuturor întrebărilor. Eu speculez maxim și rămâneți până la sfârșit pentru că veți avea parte de o mare surpriză. Dar pentru giurgiuvenii de care veți avea grijă, cine este Silviu Vlășceanu? Vreau să vă cunoaștem așa, să-l cunoaștem pe om, pe medic. Așa cum a spus, mai presus de toate sunt om, la fel ca toți giurgiuvenii, toți locuitorii țării. Sunt medic specialist, chirurg toracic. Iubesc meseria pe care o practic întru totul. Sunt student doctorant la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și de asemenea sunt asistent universitar în cadrul... Sunteți cadru universitar, sunteți... Da. Cadru universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Am terminat facultatea în București, de asemenea sunt în curs de perfecționare a studiilor doctorale tot la nivelul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Iubesc să și să-mi practic meseria de chirurg, cât și să împărtășesc tainele specialității viitorilor medici care de asemenea vor să-și desfășoare activitatea în România, ceea ce e foarte important ca marea majoritate de noi să rămânem aici. Suntem practic școliți de statul român și ar trebui să ne desfășurăm activitatea strict aici, pentru că statul român investește în noi și noi ar trebui să la rândul nostru să oferim serviciile pentru care am fost formați tuturor locuitorilor României, fiecare acolo unde putem acorda actul medical la superlativ, dacă pot spune asta. Și totuși,
Și totuși mulți medici, mai tineri sau nu, aleg să plece. Aleg să plece probabil datorită sistemului, datorită dorinței de a învăța lucruri noi, probabil nu se mai întorc datorită salariilor, datorită salariilor în România a început să crească și la noi, practic, avem... Să nu vorbim despre salarii, pentru că eu știu ce salarii au medicii, nedrept de mici, să zicem, debutanții sau stagiarii, sau medicii care nu au parte de acele gărzi, nu? Pentru că lăsați-mă să vă contrazic, în România sistemul sanitar prevede clar garda obligatorie inclusiv a medicilor stagiari, fie ei rezidenți, chiar din anul 3 sunt incluși în linii de gardă cu plată. Da? Unde ei intră în linia a doua de gardă sub supravegherea unui medic specialist sau primar titular, unde ei învață practic să deservească specialității pe care o practică în clinicile universitare unde se promovează. Practic, medicina românească dă posibilitatea încă din perioada rezidențiatului să poată să fiecare rezident să aibă posibilitatea să formeze, să intre în aceste linii de gardă, care sunt extrem de importante cu privire la patologie, la modul de a vedea ceea ce înseamnă primul impact cu bolnavul. E foarte important. Nu doar pacienți programați sau pacienți care vin, se adresează, se internează, se investighează. Practic trebuie să ai contact cu o urgență, să ai contact cu un politraumatizat, să ai contact cu un pacient care vine cu o hemoragie. Noi ne-am obișnuit așa, când vine un politraumatism de la un accident, fuge ambulanța la București, pentru că da, chirurgie toracică nu aveam. Și vă rog să dezvoltați puțin pentru cei care ne privesc, să le spuneți mai pe larg chirurgia toracică, ce comportă ea, de ce parte a corpului, că torace, na. Așa cum îi spune și numele, practic deservește partea superioară a omului și anume toracele. Atât cervical, în colaborare cu sfera de orele, cât și în patologie toraco-abdominală, în colaborare cu colegii noștri de la chirurgie generală, care mai nou prinde o denumire de chirurgie digestivă. Practic, pe lângă toate politraumatismele, toți pacienții care suferă un accident, fie el de circulație, fie el la locul de muncă, sau fie chiar casnic, fie violență, sau chiar aspecte de acest gen, traumatismele torace, practic fracturile costale, cele mai frecvente. O fractură costală implică de asemenea pătrunderea coastei la nivelul cavității pleurale, practic pleura, cea care tapetează peretele toracic către coaste, se numește o pleura parietală, iar pleura care învelește partea viscerală, și anume a plămânului, se numește pleură viscerală. Între aceste două foițe se află acel compartiment numit spațiu pleural, unde odată pătruns, știm că în cavitatea toracică există aer cu presiune negativă, deci practic aerul intrat în cavitatea toracică, lichidul, sângele intrat în cavitatea toracică, practic jenează plămânul de a se reexpansiona și de a ocupa toată cavitatea toracică, pacientul resimțind o jenă respiratorie, fie insuficiență respiratorie, chiar... Credeți că după acest COVID va fi mare nevoie de dumneavoastră? Sunt convins că va fi nevoie nu de mine, de specialitatea mea, pentru că sunt unul din ucenicii specialității. De ce? Pentru că în România niciodată, cel puțin din 1989 până în prezent, nu s-a făcut un screening național și cu privire la radiografia, practic scanarea toracelui. Da? Practic, marea majoritate a pacienților care au această boală, primul gest pentru care vin la spital, practic se scanează cu această radiografie. Deci ia câte primul screening, deci național, în care pacienții beneficiază de radiografie și decelează de cele mai multe ori cancere pulmonare, pot să spun asimptomatice. Cancerul pulmonar știm cu toții că e o patologie asimptomatică. Pacientul vine în stadii tardive la medic atunci când el scuipă sânge, așa cum se spune în popor, adică are acea hemoptizie care practic... Dumneavoastră ați mers în profunzimea unei probleme, adică și da, este important. Pacientul vine la medic atunci când scuipă sânge. Care sunt primele semne? Hai să discutăm. Cu toate că n-am ars prima etapă a emisiei, dar dacă veni vorba. Primele etape sunt clare, și anume pacienții fumători, da. Da? Pacienții care fumează cel puțin un pachet de țigări timp de 10 ani au șansă mare de a dezvolta o tumoră pulmonară. Practic, ei sunt primii... Și cum se manifestă?
plămânul este un plămân, dacă își pune așa, denervat, nu are un nerv propriu care să provoacă acea durere. Practic, el se expansionează în inspir și expir, el practic introducând aerul și scoțând aerul din plămân, el are întotdeauna această mobilitate și practic un nerv ar afecta, ar produce durere de fiecare dată, motiv pentru care durerea nu e un semn primordial, dar în cancerele depășite, atunci când ele invadează, spre exemplu, peretele toracic, unde avem nervii intercostali. Adică poți să ai și să nu știi, nu? Bineînțeles. Păi și ce face omul? Se duce din când în când la medicheam să văd, am făcut eu cancer la plămân? Nu, asta vă spuneam. Este nevoie de un screening național. Screeningul se face strict radiologic. Și ar însemna foarte mult, adică pe prevenție. Ar fi primul pas în România ca să putem să facem această prevenție. Sau prevenția cancerului pulmonar ar fi screening radiologic. Un pacient fumător, care să știe clar fumător, ba mai mult are antecedente, un istoric în familie, un tata, mama, rude de gradul 1 cu cancer pulmonar, sunt primii candidați care ar trebui să vină. Bolnavi evită să vină și la... Și spuneți că ar trebui să existe un program național. Cu siguranță. Da? Care să te oblige, așa cum sunt decontate acele analize, domnule, acum nu te poate obliga, da? Să mergi, să știi că, domnule, pot să mă duc să... sau poate să ne oblige, nu știu că și... Nu am putea să obligăm pe nimeni pentru că încă o dată suntem proprii stăpâni ai corpului și fiecare avem posibilitatea să acceptăm un act medical sau să nu-l acceptăm. Motiv pentru care IACT, așa cum vă spuneam, această pandemie, epidemia a coronavirusului a introdus fără să vrem un screening al patologiei pulmonare. Deci, practic, pe lângă leziunile pe care le lasă coronavirusul, apropo de ce vorbeam, acum ne întoarcem așa la cursul firesc al emisiunii. Domnule doctor, unde ați mai activat sau unde mai activat sunteți al nostru? Acum sunteți la Giurgiu, bănuiesc că v-ați integrat acolo la spital. Să ne mai spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Vrem să vă cunoaștem. Așa cum am spus, am studiat Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, după care am susținut un examen de rezidențiat. Cu intrarea în rezidențiat în specialitatea chirurgie toracică, am ales această specialitate pentru că m-a atras foarte mult datorită patologiei, datorită faptului că e o chirurgie curată, o chirurgie a sufletului, spun eu așa, dacă se poate. În formarea de rezidențiat am activat în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu Fundeni, unde am avut un stagiu de 3 luni acolo. Am avut 2 ani de chirurgie generală la Spitalul Bagdazar, tot în cadrul formării. M-am format în cadrul Institutului Marius Nasta, unde am și rămas cu un contract de... Adică acum sunteți și la Marius Nasta. Da, sunt și la Marius Nasta, efectuez gărzi, pentru că legea îmi permite să efectuez gărzi la Spitalul Marius Nasta. Venind la Spitalul Giurgiu, am oferit norma întreagă giurgiuvenilor pentru adică a... Adică v-ați oferit cu totul giurgiuvenilor pentru a beneficia de programul full-time în această, în această specialitate, unde în weekend, atunci când timpul îmi permite și nu mă suprapun cu programul, efectuez gărzi și la Institutul Marius Nasta. Lucrez și la un spital privat unde ofer consultații și intervenții chirurgicale și... Avem un mesaj. Milena Toncea spune: cel mai bun doctor a salvat-o pe mama mea. Mult succes în carieră. Mă bucur că aud și lucruri frumoase. Sunt convinsă că... Am avut onoarea să lucrez alături de un profesor universitar de excelență, dacă pot să-i spun așa. Este vorba de profesorul Ioan Cordoș, care a fost și este mentorul meu în specialitatea pe care o practic. Practic cel mai bun chirurg toracic din România și poate chiar și din Europa. De la dumnealui am deprins tainele chirurgiei, cât și dorința de a învăța cât mai multe provocări, dacă pot să le spun așa, în specialitate. De ce Giurgiu? Pentru că aveți așa un CV, un... De ce Giurgiu? Am ales Giurgiu pentru că în decursul formării mele, mai ales la Spitalul Marius Nasta, efectuând gărzi chiar și atunci când eram rezident, am avut o patologie
destul de mare din cadrul Spitalului Giurgiu. Veneau foarte mulți pacienți. Inițial nu am acordat o importanță foarte mare, am încercat să pun în balanță... Locului de unde vine pacientul, exact, nu pacientul. Exact. Și în momentul în care am realizat că în acest județ nu există un specialist pe chirurgie toracică, am avut dorința de a deservi spitalului și a oferit giurgiuvenilor, că practic asta este menirea mea în acest județ, de a servi specialitatea la giurgiuveni acasă. Oameni primitori, oameni deosebiți giurgiuveni, am fost primit, dacă pot spune la superlativ, sunt oameni care se par giurgiuveni. Sunt oameni care chiar zâmbesc pe stradă, întâmplător mai merg și pe jos în Giurgiu să cunosc orașul, să văd, să văd care e atmosfera aici. Sunt oameni care zâmbesc chiar dacă nu te cunosc, și ceea ce e un lucru foarte frumos, rar întâlnești. Acolo unde în București toată lumea e agitată, toată lumea e nervoasă, toată lumea se uită urât, toată lumea are propria suferință, aici bă, pare că toată lumea... Și să știți că nu suntem nici cei mai fericiți, nici cei mai bogați. Cu siguranță toată lumea are greutăți și are de toate, dar practic este, nu știu, o altă atmosferă. Sunteți cât de cât destul de aproape. Acum să vedem că primarul municipiului a spus că oferă locuință medicilor. Aștept să vă și caute, nu știu dacă afla de dumneavoastră, că dumneavoastră ați intrat în pâine așa și n-ați... Eu mărturisesc că... Nu, adică mie nu mi-a fost foarte ușor să-l aduc aici în platou din cauza timpului. Altminteri, deschiderea este extraordinară, observați și dumneavoastră, și v-am spus, rămâneți până la sfârșit, fiindcă mie nu știți ce pierdeți. Da. Ați fost primit în linii mari, așa, atmosfera în spital, care sunt afecțiunile, să zic așa, nu știu, vorbind de un diagnostic, în termeni mai comuni, pentru care oamenii se pot adresa doctorului Silviu Vlăsceanu. Atât pentru sfera patologiilor traumatice, așa cum am spus mai devreme, orice pacient care a avut un traumatism, a căzut, fie în casă, în propria gospodărie, fie a avut un accident, marea majoritate nu se prezintă la medic, din frică, din, nu știu, lipsă de timp. Las că trece. Exact. Îi sfătuiesc să vină, să mă caute, ofer consultații la Spitalul Giurgiu, un ambulator, toate sunt decontate de casă, asigurări, sunt gratis, nu percepem niciun fel de taxă, îi aștept cu mare drag în vederea tratamentului de specialitate. Atât prin interpretarea unei radiografii, cât și un tratament ulterior până la tratamentul chirurgical. Mai departe, cancerul pulmonar. Sunt marea majoritate a pacienților care, așa cum spuneam, fie au acel proces de hemoptizie, scuipă sânge, sau pacienții care au fumat, și pentru asta îi rog foarte mult pe giurgiveni, fumători activi, fumători înrăiți, nu judecă nimeni faptul că fiecare are acest viciu și fiecare își dorește să-și aprinde o țigare. Îi aștept cu mare drag în vederea tot la fel scanării cu o radiografie la Spitalul Giurgiu, unde putem depista precoce un cancer pulmonar în clasa de risc. Adică se vede într-o simplă radiografie. Într-o simplă radiografie. Practic, în popor, vedem acea pată pe plămâni. Și acea pată pe plămâni de fiecare dată intră în suspect tumoral sau non-tumoral, tuberculoză, non-tuberculoză. Mai mult decât atât, în Giurgiu, ca și în alte orașe și în alte țări, există patologia metastatică pulmonară. Deci pacienții au fie un cancer renal, fie au un cancer ovarian, fie au un cancer de colon, neșansa face ca ei să dezvolte metastaze pulmonare. Metastaze care fie sunt neglijate, fie nu sunt tratate corect, fie nefiind un chirurg toracic la Spitalul Giurgiu, nu are ce să le vadă. Pleacă la București, pleacă în alt județ, se pierde timp, apar noi metastaze, mare atenție. Pe toți îi aștept la Spitalul Giurgiu în vederea tratamentului de specialitate. Am spus am o expresie așa mai puțin elegantă, dacă pot să spun, un chirurg bun știe când să opereze, dar un chirurg și mai bun știe când trebuie să opereze. Adică, pe lângă tratamentul oncologic, trebuie intervenit și chirurgical în anumite
anumite rezecții. Mai mult decât atât, sunt pacienți care au la fel afecțiuni de sferă cervicotoracică, guși, noduli, tiroidieni, tiroide plonjante. Inclusiv asta, operații? Da, tiroide plonjante la nivel Știu de... Știu de cancere de sân? Cancere de sân, dar cu invazie la nivelul peretului toracic. Da. Deci, practic, un cancer... care invadează peretele toracic, este în sfera și în patologia chirurgiei toracice. La fel, leziuni de diafragm, la fel tumori de timus cu timoame, la fel orice altă patologie superficială, chiar cutanată, da? Care se poate exciza de către chirurgul toracic în stenoze de trahee, la fel pacienți care au fost intubați. Eu am și competență în endoscopie bronșică. Ce competențe mai aveți? Asta voiam să vă întreb, pentru că aveți o serie întreagă de știu asta de competențe pe care ați ținut să vi le da. Una dintre ele și cred că cea mai importantă, mai ales în chirurgia toracică și mai ales pentru Giurgiu, mai ales pentru municipiul Giurgiu, unde practic nu se face această investigație, explorarea video a arborului broșii, numită endoscopie. Expresia cancerului pulmonar de cele mai multe ori se regăsește la acest nivel. Practic, așa cum se face o endoscopie digestivă, da, la nivelul esofagului și tubului digestiv, așa putem să facem și noi o investigație la nivelul arborului bronșic, unde, vă repet, de cele mai multe ori expresia cancerului bronșic se regăsește aici. Practic, tumorile invadează arborele bronșic și atunci, prin proceduri minim invazive, putem biopsia aceste zone cu punea unui diagnostic precoce a pacienților care beneficiază de tratament oncologic, chiar regresia tumorală a unui pacient într-un anumit stadiu neoperabil, într-un anumit stadiu operabil după chimioterapie sau radioterapie în echipă chirurg-oncolog. Mergem mai departe cu competențele. Da. De asemenea, chirurgia toracoscopică, și anume minim invazivă, este practic spectru gold al chirurgiei toracice. Așa cum giurgiuvenii probabil cunosc, chirurgia minim invazivă la nivelul cavității abdominale, care se face pentru o incizie numită laparotomie clasică, mai nou se poate face video prin laparoscopie. La noi incizia clasică se numește toracotomie, iar explorarea video se numește toracoscopie. Practic, prin niște incizii foarte mici se poate evalua cavitatea toracică, se pot face biopsii, uneori chiar rezecții mari a cancerului pulmonar, chiar lobectomii există. Există șansa să te vindeci de cancer prin operație? Există șansa să te vindeci de cancer. Cum să nu? Este mai ales în sfera chirurgiei toracice, un cancer pulmonar diagnosticat din timp are, mai ales în stadii incipiente, are o șansă de supraviețuire la 80% la 5 ani, în stadiul 1, față de stadiul 3, spre exemplu, diagnosticat tardiv, unde șansa scoboară mult la 25%, practic 1 din 4 bolnavi, ceea ce înseamnă o scădere dramatică. Florentin Chițu spune: bună seara, succes domnului doctor în carieră. Sper ca pe viitor doctorii să empatizeze mai mult cu populația, mai ales în aceste vremuri grele. Mulțumesc și eu, Florentin Chițu, pentru mesaj. Exact așa am început emisiunea, că, nu știu, manifestându-și empatia sau manifestându-și umanitatea față de semeni, poate însemna mai mult decât actul medical. Iată ce spune, și așa este, și așa este. Să știți că acum cine se uită la noi clar mă aprobă. M-am lovit de medici, adică în România te duci la medic cumva așa, adică sluși, poți fi umilit, poți fi respins, poți fi condiționat. Da? Actul medical încă este condiționat de șpagă. Da? Actul medical este condiționat de șpagă. Știm cu toții despre ce vorbim. Acum, cine are curaj, cine își asumă, cine merge la, nu știu, merge, depune un denunț și așa. Dom'le, nu zice nimeni. Și eu, dacă mă duc la medic, poate mă duc, îi duc un buchet de flori sau poate simt eu. Dar eu am văzut oameni stând la ușă, nu mi s-a întâmplat, recunosc, probabil s-au speriat sau ceva, sunt mai urâtă. Am văzut oameni stând la ușă
și așteptând, nu știu, să se uite cumva sau că s-au întâmplat, despre ce vorbim. Domnule doctor, ce părere aveți despre acest, nu știu, în discuția cu un medic să-i spun fenomen? Da, e un fenomen. Lăsați-mă să mă aclimatizez spitalului Giurgiu și să pot... Dar așa, părerea dumneavoastră ca medic despre... adică vorbim despre șpagă. Șpaga. Ce șpagă? Dumneavoastră. Cum proceda? Vine un om sărac, vine o mămăiță de la țară, încolțită. De fiecare dată... Dacă pacienții... vine cineva să vă ofere ceva, ce faceți? Cu siguranță promit giurgiuvenilor pe această cale și nu neapărat trebuie să promit, trebuie să-mi promit mie mai mult decât giurgiuvenilor, că voi fi pe lângă prietenul pacienților și omul care va răspunde nevoilor pacienților. Pe această cale pot să anunț că în fiecare zi de marți, miercuri și vineri am ore de ambulator unde voi oferi consultații giurgiuvenilor care au nevoie de mine, atât timp cât nu voi fi în sala de operație. Pacientul nu va aștepta, cel puțin în patologia pe care o deservesc, nu va aștepta actul medical mai mult decât timpul fiziologic normal necesar. Cu ceea ce privește condiționarea actului medical, nu sunt eu în măsură să-mi critic colegii. Am auzit tot felul de spețe la nivel național, internațional, local. Înțeleg că vă abțineți, știu că practicați un protocol între dumneavoastră. Exact, de fiecare dată bolnavii care mi se adresează, din experiența pe care am, încerc să facem un protocol între noi doi, așa cum am spus, există... Vă întrerup, iertați-mă, avem pe cineva la telefon și continuăm, nu uităm că am rămas la protocol. Bună seara! Alo? Bună seara! Vreau să iau și o legătură cu domnul doctor, vreau să-i cer niște păreri. Lectură cu soțul meu, care e foarte bolnav, are un cancer de stat 4, dar vreau să-i arăt câteva investigații care le-am făcut. Dacă tot există acest domn doctor la noi, Giurgiu... Da, există. De aceea l-am adus aici să-l vadă toată lumea. L-aș ruga să spună când aș putea să iau legătura cu domnul. Sărut mâna, doamnă, mulțumim pentru intervenție. În fiecare zi de marți, miercuri și vineri, deservesc ore de ambulator la nivelul spitalului Giurgiu. Vă aștept cu mare drag cu tot dosarul și tot ceea ce înseamnă afecțiunile pe care soțul dumneavoastră le are. În cazul în care e urgență, mâine dimineață vă aștept la ora 8 la spitalul Giurgiu să vedem despre ce e vorba. Deci întrebați de domnul doctor Silviu Andrei. Pardon, Silviu Vlăceanu, am văzut Silviu Andrei, urmează să citesc un alt mesaj. De domnul doctor Silviu Vlăceanu, de la chirurgie, și poate să urce, nu știu, jos, cum se procedează? Jos, la parter, la camera de gardă, la ambulator, oriunde voi fi acolo, pot să lași numărul de telefon la fel. Îi amintiți că ați intervenit în televiziune? Nu este nevoie, orice bolnav care se adresează, indiferent de boră, nu voi pleca de la spital să las bolnav la ușă, cu siguranță, și atunci când este vorba de urgență, vă rog și vă aștept la spitalul Giurgiu oricând, indiferent de orele mele de ambulator. Mulțumesc mult! Cu drag! Deci tot dosarul mâine dimineață la prima oră vă aștept la spital. Da, 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 mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Da, da. Vă mulțumesc pentru ce am văzut acum, domnule doctor. De asta sunt aici și încerc, da. Și asta încerc să le spun giurgiuvenilor. Sunt aici pentru giurgiuveni, da? M-am școlit pentru România, nu să plec. Îi aștept, sunt la dispoziția dumnealor, nu va fi, și chiar îi rog să intervină de fiecare dată dacă vor... Deci pacientul pe care dumneavoastră îl tratați va semna un protocol, nu? Cu siguranță, pe lângă așa, cele... Ce înseamnă acel protocol? Că eu n-am auzit, n-am semnat în viața mea niciun protocol. Există un protocol, un protocol atunci când te internezi, mai ales într-o clinică universitară sau într-un spital universitar, da. Județean, și acel aviz de operație, aviz de internare, aviz de acces la date și mai departe. De cele mai multe ori, eu și cu bolnavii mei încerc să avem un protocol care, pe lângă faptul că încerc să le explic tuturor bolnavilor patologia, practic bolnavul trebuie să înțeleagă de la tine. A venit la medic, el trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu el. În momentul în care bolnavul a înțeles situația și bolnavul are încredere în ceea ce îi spui și a înțeles suferința pe care o are, cu siguranță acel bolnav merge pe o pantă ascendentă și rata de vindecare din este așa este. Ni s-a întâmplat să stăm de vorbă cu un medic cu care am empatizat
cu un medic mai omenos și să simți, doamne, că parcă te vindecă, parcă. De cele mai multe ori bolnavii sunt suferinți, bolnavii sunt agitați, fricoși și au teamă, se operează, domnule, mă operez la plămâni, care va fi situația? Marea majoritate, incizia în cavitatea toracică e una specială față de incizia în abdomen, de care spuneam, încă o dată pacienții beneficiază, v-am spus, prin mine, de tratamentul de chirurgie toracică, atât cât permite orice protocol internațional și orice standard. Și scrie acolo și că nu primiți. Cu siguranță și acolo o să convenim împreună, da? Că nu avem nevoie de foloase necuvenite și pe lângă faptul că suntem în relație medic-pacient, suntem și în relație de amiciție, dacă pot să-i spun așa, în care bolnavul ăsta trebuie supravegheat, indiferent de situație, adică pe termen lung. Un bolnav cu cancer pulmonar nu e un bolnav care trebuie abandonat. Practic bolnavul ăsta, așa cum am mers și la Spitalul Giurgiu și am întâlnit acolo o comisie de oncologie cu oncologii. Faceți parte din... Exact, joia a fost prima zi în care am făcut parte, unde studiem în comisie multidisciplinară. Comisia de oncologie, da. Da, în multidisciplinară studiem dosare, cazuri și alegem practic opțiunea terapeutică optimă pentru bolnav, da? Atât chirurgicală, cât și de îngrijiri paliative sau chimioterapie, radioterapie. Oferim bolnavilor și iată, marea majoritate sunt colegi care vin de la București, oferim bolnavilor tratamentul maxim posibil conform protocolelor și încercăm să le respectăm, să le adaptăm la fiecare caz în parte. Silviu Andrei, l-am cunoscut pe domnul doctor la Spitalul Marius Nasta, un om deosebit. O surpriză mai mult decât plăcută să aflu că domnul doctor activează acum la Giurgiu, un mare câștig pentru oraș. Aia zic și eu. Vă mulțumesc. Așa. Care sunt afecțiunile, de fapt ce tipuri de intervenții chirurgicale ar putea fi abordate abordate în Spitalul Giurgiu? Sau de ce dispune? Spitalul Giurgiu dispune și sunt sigur că în viitor apropiat va dispune de tot ceea ce înseamnă aparatură și infrastructură. Am întâlnit aici un management, cum pot să spun, la superlativ. Înainte de a veni la Spitalul Giurgiu, să știți că am abordat și alte spitale și primul impact a fost bolnavul, adresabilitatea, așa cum vă spuneam, a giurgivenilor care veneau la București, cât și a managementului, v-am spus, un management superlativ, dacă pot spune, un management care se apleacă tuturor colegilor. Îl felicit cu acest prilej, n-am făcut-o, dar trebuie să-l felicit pe managerul spitalului, pe domnul Dragoș Chivu, pentru că, iată, avem un nou compartiment, acesta de chirurgie toracică, astfel încât nu mai pleacă pacienții către Marius Nasta, către Spitalul Marius Nasta, avem la noi în județ și poate și din altă parte, nu? Asta ar însemna bani pentru Spitalul Giurgiu. Pentru ce a făcut? Adică startul este foarte bun, nu este de mult manager și eu sunt... simt că lucrurile se mișcă. Sunt acolo niște chestii găunoase prin spital, cu dumneavoastră nu aveți de unde să știți, dar știu giurgiuvenii, dar sunt sigură că lucrurile se vor schimba. Deja se simte. Din experiența pe care o am, de fiecare dată dacă ne-am întâlnit de o barieră în care s-a spus nu se poate, nu există. Da. Nu. Aici, puținul timp pe care l-am petrecut și în care ne-am cunoscut, întotdeauna a existat, încercăm, vedem, avem posibilitatea, adică nu a fost o barieră prin care să renunțăm la a aduce un aparat nou, de a implementa o investigație în spitalul Giurgiu și vă spun, practic, un management calitativ cu siguranță va ridica și standardele spitalului. Mai mult prin adresabilitatea chirurgiei toracice și poate în viitor chiar chirurgie plastică deficitară la nivelul Spitalului Giurgiu sau chirurgie vasculară esențiale, cu siguranță va forma din acest spital un spital de
top, care, surprins, sunt, dispune de aparatură de înaltă performanță. Deci, lăsați-mă să vă spun că Spitalul Giurgiu dispune de aparatură de înaltă performanță. Doamne, n-am auzit de niște operații de nu știu ce calibru, sincer acum, nu știu ce au făcut cu aparatura până acum. Sau poate, dar n-am auzit, sincer. Nu știu. Sunteți foarte tânăr. Vă mulțumesc. Domnule doctor, la ce nivel, nu știu, nu pot să mă exprim în termen medical, dar dacă ar fi să faceți o paletă așa a intervențiilor chirurgicale, cele mai laborioase care ar fi? Cele mai laborioase intervenții chirurgicale ar fi rezecțiile bronhoanastomoze. Pe care le-ați făcut dumneavoastră. Le-am alături, v-am spus, de mentorul meu în care m-am format și care practic a introdus în România această intervenție, și anume intervenția de lobectomie bronhoanastomoză. Practic, bolnavii înainte beneficiau de un tratament standard. Venea bolnav, avea o anumită tumoră infiltrată la nivelul arborului bronhi într-un anumit segment, mai ales cât mai aproape de zona de bifurcație a traheei la către primitive, așa le spunem noi, pacientul beneficia de pneumonectomie. Mai nou, se conservă parenchimul pulmonar, se fac aceste rezecții bronhoanastomoze, practic reimplantăm un lob în arborele bronșic superior pentru ca pacientul să nu aibă un disconfort atât de mare postoperator. Practic el rămâne cu câteva segmente, chiar cu un lob, poate chiar și doi, și nu beneficiază de pneumotomie. Una e ca un bolnav să aibă plămânul scos tot și atunci gestul chirurgical este unul destul de traumatizant pentru bolnav. V-am spus, asta se practica. Iată că a fost introdusă și acest nou trend, dacă pot să-i spun așa, al rezecțiilor bronhoanastomoze, care pot să spun că sunt foarte, foarte, foarte importante și atât ca și beneficiu, ca și prognostic. Care este adresabilitatea, să zicem așa, de la ce vârstă? Să știți că în experiența pe care am avut-o... Pacienții, adică de la ce vârstă pot veni la noastră, de la 18 ani? Pot veni de la 18 ani, să știți că am avut și la nivelul Institutului Marius Nastase am cunoscut cazuri chiar cu minori care au avut metastaze pulmonare după diverse tumori, de obicei osteosarcom, sau au avut copii. De obicei echipa se face multidisciplinară între un chirurg pediatru și un chirurg toracic în funcție de tipul intervenției chirurgicale. Da? Să nu vă imaginați că există atât afecțiuni congenitale. Sunt pacienți care suferă de afecțiuni congenitale. Fie ei au o problemă, malformații bronșice, așa cum vă spuneam, da? Au o anumită trezire. Am văzut, doamne, sunt atâtea cazuri cu copii foarte mici. Adică, cum să aibă un bebeluș cancer? Există patologie în care... Adică, de ce? S-a născut așa? Bineînțeles, congenita. Da? Da. De ce mai multe ori. Practic, viața pe care el a petrecut-o aici e foarte scurtă pentru a dezvolta sau avea, deci, cel mai probabil, o afecțiune congenitală sau dobândită, mai ales în istoric familial, foarte important, adică rude care au avut astfel de afecțiuni. Tonja Mihai, succes și la mai mare. Sidonia Ionescu, un medic foarte bun și devotat carierei. Mult succes domnului doctor. Mulțumim. De cât timp operați la Marius Nasta? Din prima zi în care am devenit rezident, adică în specialitatea de chirurgie toracică, țin să vă mărturisesc că eram student la facultate când mergeam în diverse clinici, fie ele mici, mari, unde asistam la toate intervențiile chirurgicale în care eram acceptat. Practic, dacă aveam o zi liberă... De când ați visat să deveniți medic? Cred că de mic. Am avut o copilărie frumoasă, pot spune cea mai frumoasă, am copilărie la țară, acolo practic la fiecare, nu știu, sacrificarea unui animal, sau eram primul care, nu-l sacrificam, dar eram primul care disecam orice serios? Chestie care mi se părea mie suspect, așa cât știam la nivelul respectiv. Da. Mă interesa foarte mult globul ocular, parte de inimă, câte camere are inima, tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce citeam eu pe moment ce creșteam și citeam, aflam și mă documentam,
aplicam de fiecare dată la sacrificarea porcului sau sacrificarea unui animal din gospodărie, eram primul, v-am spus, care analizam orice segment. Și v-a folosit? Cu siguranță mi-a folosit atât practic cât și acasă. Să știți că eram student și la caloriferul de la baie, spre exemplu, la noi esențial, sunt nodurile chirurgicale. La caloriferul la baie aveam ață și în fiecare zi, când 10 minute o petreceam la baie, făceam nodurile pe ața de la baie pentru a mă forma, pentru a încerca să-mi formez acest tip. Ce v-am spus, eram student. Mi-a folosit. Aveam diverse manifestări în care participam, fie pe segmente anatomice. Chiar am avut un curs în 2016 la o clinică privată din București, unde am încercat să facem lobectomii video-asistate, așa minim-invaziv, cum m-ați întrebat, pe porc. Și practic erau porci intubați, vii, în care în echipă încercam să scoatem un anumit segment din plămân cu animalul viu. Vă aude ONG-urile, dacă erau, aud ONG-urile. Erau cu toate acordurile. A, da? Erau cu toate acordurile, da. Și încă se practică. Da? Da, erau cu toate acordurile. Da. Și încă mai sunt. Există legislație care permite. Există oameni care își dau inclusiv acord asupra propriilor organisme. Adică după moarte sunt de acord ca corpul să meargă în studiu. Sunt chiar acum, e un curs la Budapesta pe cadavre. Da? Pe cadavre. Și e la fel de relevant decât dacă subiectul e viu? Vă dați seama că adrenalina e mult mai înforțant. Un țesut viabil, viu, care se mișcă și mai departe. În schimb, anatomia la purcel e un pic diferită. Îi beneficiază de... Un pic mai mult. Da. Mă refer pulmonar, nu altceva. Da. De obicei au o bronșie care se inseră un pic în trahee superior. Chiar se numește bronșia porcului. Este descrisă. La ce vă gândiți atunci când intrați într-o operație? Atunci când intru în sala de operații, mă gândesc la Dumnezeu și mă gândesc că fără El chiar nu putem să facem nimic și primele secunde, minute, acolo îmi stă gândul, după care îmi așez ideile în conduita chirurgicală. Și să știți că fiecare intervenție chirurgicală, fie a mică, mare, laborioasă sau așa, are o cheie. Cheia vine de la tine ca și chirurg. Descoperind acea cheie și descoperind, practic descuind cazul, dacă pot să-i spun așa, pot să finalizez această intervenție. Primul gând îmi e la Dumnezeu, după care încerc să mă aplec strict către ceea ce am de făcut, ca din acea intervenție chirurgicală să iasă una cât mai bună și practic pacientul să beneficieze de tot ceea ce pot eu mai mult în acel moment și în acea zi. Ați simțit vreodată în momente cheie, în timpul operației, mâna lui Dumnezeu? Să știți că de multe ori. Provin din familie credincioasă și așa am fost învățat și cred cu tărie că nimic fără Dumnezeu nu se poate și de fiecare dată când probabil am fost la limită, a apărut acea luminiță care mi-a dat ideea continuității gestului chirurgical de fiecare dată și am avut momente suficiente în care, chiar aflându-mă într-un blocaj, a existat un impuls care m-a dus mai departe și am finalizat cu succes ce aveam. Vă amintiți un moment foarte greu? Foarte, foarte greu prin care ați trecut? Să știți că foarte multe, mai ales în chirurgia toracică, practic nefiind o chirurgie de suprafață, este o chirurgie în profunzime, grilajul intercostal amputează din câmpul vizual, să știți că apar foarte multe surprize și cred că unul dintre cele mai frumoase cazuri pe care le-am trăit, v-am spus alături de profesorul cu care m-am școlit, un pacient care nu avea un plămân, practic operat pentru cancer pulmonar, a suferit o pneumonectomie stângă, pe bontul de bronșie care rămăsese aferent operației, a apărut o recidivă. Deci, practic, s-a efectuat o intervenție chirurgicală numită rezecție de carenă, bifurcația traheei pe plămân unic. Imaginați-vă că e o operație
la superlativ, dacă pot spune așa, și chiar în premieră pe care a fost efectuată, v-am spus, și la care am asistat. Gândiți-vă că noi operăm pe un organ care bolnavul trebuie să respire. Deci nu este ca în altă parte. Practic, actul anestezico-chirurgical e unul diferit. În momentul în care bolnavul este intubat, beneficiază de o intubație selectivă, așa se numește. Practic, sonda blochează bronșia aferentă plămânului pe care operăm. N-am putea să operăm un plămân care totdeauna expansionează și intră și iese aer din el. Și v-am spus, operația de care v-am spus cu rezecția de carenă, cred că a fost una care m-a marcat, și operația care v-am s-a făcut a fost făcută la standarde de excelență în echipă chirurgicală și cred că a fost... Ce înseamnă v-a marcat? Adică ce a avut? Ce a avut? Asta vă spuneam. Un pacient care a avut un singur plămân a trebuit și intubat și a trebuit și operat. Și ce a făcut în timpul ăla? Adică cu plămân artificial? Nu cu plămân artificial, practic a fost o intubație a plămânului, dacă pot să zic așa, prin plaga operatorie. Adică secționată bronșia până la refacerea anastomozei. Adică eu pot să-mi imaginez, îmi dau seama. Prin toracotomie, pacientul a primit sonda prin care primea oxigen și practic oxigenul, așa cum îi spunem noi, pentru un aparat jet ventilation, a primit aer cu care să producă schimburile gazoase și operația se poate să se desfășoare cu succes. Deci încă o dată, pe plămân unic, s-a efectuat și operație cu succes. Da. Și nu știu, cea mai mare victorie pe care ați simțit-o, satisfacție. Bine, asta a fost și de cumpănă și de satisfacție, dar așa, atunci când dumneavoastră ați fost mâna întâi, să zic. Calitatea actului chirurgical și faptul că pacienții au mers bine, pacienții la care am fost prim operator, pacienții au mers bine, nu a fost nevoie de o reintervenție care e foarte importantă pe perioada spitalizării. Asta este un control al nostru ca și chirurg și pentru fiecare chirurg cred că există acest interes pentru a rezolva cazul dintr-o singură intervenție chirurgicală, practic. Și faptul că marea majoritate cu care m-am rămas prieten și marea majoritate mă felicită de anumite sărbători, de anumite cu anumite ocazii și faptul că îi trăiesc. Cam câți pacienți ați operat? Având în vedere că sunteți foarte tânăr. Vă dați seama, ca prim operator am avut un anumit barem în rezidențiat, după care în perioada scurtă de specialitate la fel, dar v-am spus, alături de colaborarea cu profesorul pe care m-am format, am avut sute de operații în care am participat, fie mâna întâi, fie mâna a doua, operații, v-am spus, extrem de interesante, probabil unice, asta vă spun, și probabil dorința mea e de a duce mai departe ceea ce am învățat și faptul că am văzut că se poate. Și e cel mai important aspect în chirurgie, faptul că se poate. Și dacă se poate, putem să ducem și noi mai departe ștafeta și să putem. Care sunt, nu știu, să zicem așa, dacă cineva, cum a fost doamna de la telefon și a spus, chiar n-am înțeles eu, sau poate chiar n-a spus de ce boală suferă soțul dânsei, dar cred că, nu știu, am senzația că avem un telefon. Da, nu. A spus că vine spre dumneavoastră. Cel mai probabil o afecțiune din sfera pulmonară. Da. Pulmonară. Care sunt, chiar dacă v-am mai întrebat, dar suntem la finalul emisiunii, care sunt afecțiunile? Deci, pulmonar, vorbim despre... Tot ceea ce înseamnă cancer pulmonar primar. Da. Cancer primar. Pneumonii, nu? Nu, pneumoniile nu se operează. Da. Tot ceea ce înseamnă sechele după tuberculoză. Da. Foarte mult important. Pe aceste sechele se grefează diverse, pot apărea diverse cancere pe aceste zone. Metastazele, exact cum vă spuneam, pacienți cu diverse neoplazii, ele v-am spus de sân renale și așa mai departe, toate au adresabilitate. Tot ceea ce înseamnă, v-am spus, tiroidă, sân cu invazie la nivelul mediastinului, tot ceea ce înseamnă afecțiunea ale timusului, da? Tot ce înseamnă mediastinite, inflamația mediastinului, practic tot ceea ce înseamnă cavitatea toracică.
Deci pentru fiecare. V-am spus, de la gât până la burtă. Inclusiv, v-am spus, chistul hidatic. Sunt convins că există această parazitoză și la nivelul giurgiuvenilor, practic. Există un parazit care, odată pătruns în plămân, formează un chist care el trebuie excizat. Și mare atenție giurgiuvenilor... Acest chist... Vă rog. Mare atenție giurgiuvenilor, expectorația sălcie, gust sărat, da, pe care eu o resimt și nu vin la medic. Practic tot expectorează un gust, expectorează o spută cu gust sălciu sau sărat, ei nu vin, dar spun jumătate de ce an. Ce înseamnă? Această afecțiune numită chist hidatic. Da, chistul hidatic ce este? Este un parazitos despre Echinococcus granulosus, care e un parazit care intră din gazda intermediară, câine și așa mai departe, la nivelul arborului bronșic. Și ăsta e principalul simptom, nu? Da. Sau e decelat imagistic cu scanare, așa cum vă spuneam, pacientul începe să respire greu pentru că chistul începe să prindă volum, se mărește, plămânul ăla e înghesuit de acel chist, practic, el nu poate să mai respire așa cum trebuie și la medic, doamne, nu mai poți să respiri. Și în momentul ăsta el face o radiografie, face un computer tomograf și atunci e decelat. Pleurezii, foarte multe pleurezii, așa cum vă spuneam, acumularea de lichid în acea cavitate pleurală. Sunt foarte mulți pacienți cu neoplazie, aștept la asta să vedem cauza, să vedem cum pot fi drenați, să vedem dacă pot să beneficieze de un drenaj continuu, la lung, există și această posibilitate. Practic, pacienți, și asta le oferă giurgiuvenilor posibilitatea, pacienți care dezvoltă pleurezii masive, care merg la doctor și, practic, ei beneficiază diverse puncții. Mereu puncții și scot din acest lichid pentru a putea respira. Așa cum vă spuneam, plămânul e încarcerat. Există un dispozitiv care se plasează la nivel pleural și, practic, bolnavul își scoate acasă singur cu o seringă prin acel dispozitiv. Da, nu știu, eu am întrebat la spitalul Giurgiu, chiar în familie având ceva și nu există, n-au auzit, auzisem eu și ei n-au auzit. Am ajuns la finalul emisiunii și vreau să le spun telespectatorilor noștri, vorbeam despre surpriza de la finalul emisiunii, că l-am convins pe domnul doctor și îi mulțumesc din suflet, pentru că aș vrea să resuscităm puțin lucrurile, dacă pot să spun așa, dacă dovada vie ați văzut-o în emisiune și dacă pe viitor vă veți convinge, înseamnă că nu am greșit de tot ceea ce a spus domnul doctor. Vreau să fac un anunț că începând de joi, deci în fiecare joi, la ora 19:45 ne dăm întâlnire cu toții aici la emisiunea E timpul să vorbim, iar invitat permanent domnul doctor chirurg Silviu Vlăsceanu. Și mulțumesc pentru asta, vom avea despre ce vorbi și ce să zic, vă mulțumesc domnule doctor. Eu vă mulțumesc, mulțumesc giurgiuvenilor, mulțumesc că de fiecare dată văd un giurgiuvean în fiecare dimineață când vin zâmbind pe stradă și asta îmi dă un impuls. Îi aștept cu mare drag orice afecțiune, orice sfat medical pe care aș putea să-l dau în limita competențelor mele, îi aștept la spital fără dubiu, le promit că nu o să mă aștepte ore întregi decât Doamne ferește, sunt în sala de operații și v-am spus, indiferent că am nu, este vorba de urgență, îi aștept Întrebare. Pot veni așa pur și simplu sau au nevoie de bilet de trimitere? Dacă e vorba de urgență, cu siguranță ei pot să vină, pacienții pot să vină fără bilet de trimitere. Deci, urgență. Da. Pacientul nu mai respiră, are o problemă, are o insuficiență respiratorie sau are o problemă gravă, acută. Alt aștept, cu un... Cu bilet de trimitere, îi aștept la Spitalul Giurgiu. Fără dubiu, o să fie văzut fiecare pacient, nu o să plec de la spital, chiar dacă nu sunt programați, pentru că de asta sunt aici, să ofer ceea ce am învățat giurgiuvenilor și sper să avem, pe lângă o relație medic-pacient și o relație de prietenie, așa cum v-am promis și în emisiune, și să beneficieze de tot ceea ce pot să fac ca și chirurg pentru dumnealor. Și vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat, promit să vin aici, așa cum ați spus dumneavoastră, să răspundem chiar interactiv tuturor giurgiuvenilor orice întrebare pe care o au și le e neclară, atât aici cât și la spital, așa cum am spus. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc, domnule doctor, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Vă reamintesc de joi la 19.45. Ne vedem la emisiunea E timpul să vorbim cu doctorul Silviu Vlășanu. Atât pentru această seară, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem joi. Până atunci rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!